Și aș Bună începe... seara, mulțumim și noi. Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Stroie, tocmai pentru că l-am auzit astăzi pe președintele partidului spunând că ar fi existat și variante mai bune. Ca să înțelegem totuși, doamna Mânzatu, oricât de bine pregătit ar fi dumnei, dar și doamna Mânzatu și domnul Negrescu, propunerea inițială, sunt propunerile cui? Propunerile României, propunerile coaliției sau propunerile PSD? Nu, evident că sunt propunerile premierului Marcel Ciolacu și nimeni n-a înțeles cum și în ce măsură a negociat guvernul sau premierul acestei țări acest portofoliu. Nimeni nu știe ce portofoliu vom avea, nimeni nu știe ce va obține România din această negociere cu Comisia Europeană și, din punctul nostru de vedere, e clar că astea sunt oarecum stângăcii în materie de politică externă ale premierului, pentru că mult mai potrivită ar fi fost o soluție stabilită prin consens politic în coaliție, o propunere solidă care să aibă susținerea atât socialiștilor europeni cât și popularilor europeni, și anume a PNL-ului, nu neapărat o soluție de partid. Ne-a adus o astfel de poziționare într-o zonă oarecum, eu știu, vulnerabilă. Nu știm ce portofoliu vom avea, știm doar un nume avansat de premier și dacă am fi acționat împreună, cu siguranță am fi avut mult mai multă putere, mult mai multă forță în negocierile purtate și cu siguranță am fi și știut care este portofoliul României până la urmă, pentru că acest comisar european va fi acolo pentru a susține drepturile și interesele acestei țări în zona europeană. Până la urmă, noi am spus-o clar, chiar dacă n-a existat o discuție în coaliție, ne-am fi dorit două portofolii relevante în ceea ce privește interesele acestei țări. Primul la cel legat de extindere, apropo de Republica Moldova, de modul în care încercăm să ajutăm să sprijinim parcursul european. Celălalt era legat de agricultură, având în vedere schimbările climaterice, interesul nostru în a susține fermierii și politicii europene în domeniul agriculturii, s-a mers pe această idee a discuțiilor personale ale domnului Ciolacu cu doamna Ursula von der Leyen. Din punctul nostru de vedere, abordarea aceasta, această abordare a negocierii europene a fost una cu rezultatele care le vedem. Și aici, încă o dată spun, s-au văzut anumite stângăcii, ca să zic așa, în materie de relații externe, relații europene.